Astăzi, doamnelor și domnilor, am două invitate speciale. Am vorbit cu ele astăzi toată ziua și inițial nu au vrut să intre, doar datorită faptului că sunt niște oameni care cred că a face caritate înseamnă să fii în spate, nu trebuie să te lauzi, nu trebuie să aduci lucrurile astea în față. Nu sunt de acord cu asta. Cred că este absolut necesar ca românii care fac ceva pentru, mai ales pentru copiii din România, să fie cât mai mult prezentate, cât mai mult promovate și împreună să găsim soluții pentru a-i ajuta pe acești oameni. Și nu e vorba de a ajuta, îmi cer scuze, nu e vorba de a ajuta pe ei. E vorba de scopul final pe care aceste două doamne extraordinare îl au și le las pe ele să vă spună mai multe despre acest lucru. Bună ziua, doamnelor! Bună ziua și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Cele două doamne sunt nimeni altele decât Claudia Daghid și Mariana Cuceu. Sunt inițiatoarele proiectului de caritate Sfânta Parascheva. Mariana, ne poți spune mai multe despre ceea ce faceți voi, te rog? Hristos a înviat, mulțumim foarte mult pentru posibilitatea pe care o avem să mulțumim în numele copiilor pe care organizația Sfânta Parascheva îi ajută în România, peste 1000 de copii. În numele acestor copii am îndrăznit să venim în fața dumneavoastră în sărbătoarea regală a anului, care este Sfintele Paști, și să vă adresăm în numele tuturor acestor copii care nu au poate putere de a lupta pentru ei, să vă spunem noi Hristos a înviat și să vă mulțumim tuturor celor care sunteți și rămâneți în continuare alături de noi pentru a putea să continuăm să-i ajutăm pe acești copii în misiunea nobilă pe care organizația Saint Parascheva Orthodox Charity și-a stabilit-o în urmă cu 10 ani. Iată că prin slava bunului Dumnezeu și prin sfinții care ne stau alături, și aici vorbesc de Sfânta Cuvioasă Parascheva, care este modelul nostru pe care noi îl urmăm, ne inspiră și vine alături. Deci asta spunem cu noi cei care ne-am implicat în această lucrare, putem să spunem cu sufletul pe inimă, cu mâna pe suflet, că am simțit intervenția Sfintei Cuvioase Parascheva în nenumărate circumstanțe în această lucrare. Dar iată că organizația Sfânta Parascheva rămâne în picioare și rămâne, ca să spunem așa, spune americanul, la steady state, însemnând că într-un mod constant se poate număra printre organizațiile care, dacă a început un proiect, a încercat să rămână alături de acel proiect într-un mod constant. De ce? Pentru că copiii care nu pot fi sprijiniți, de exemplu, când sunt în clasa 5-a, aceleași copii nu pot fi sprijiniți nici când vor fi în clasa 7-a, nici când vor începe liceul și poate nici când vor începe facultatea. De aceea, noi când luăm un caz sau un nou target, un nou proiect, gândim întotdeauna în lungă durată pentru a privi rezultatele finale ale acestei munci. Câteva elemente despre munca noastră pe care aș vrea foarte subțint să le prezint. În primul rând, organizația Sfânta Parascheva este o organizație prin excelență care se bazează numai pe voluntariat. Adică în jurul nostru avem numai voluntari care gândesc la fel și care încearcă să continue și să promoveze tradițiile noastre creștinești, care le avem de mii de ani ale poporului nostru român.
Prima fiind aceea de a ajuta aproapele, iubirea față de aproapele. Și aici este liantul în care noi ne găsim împreună. Noi ne unim forțele, fiecare cu cât poate face, cu voluntarii de aici, cu voluntarii din România. Deci ăsta ar fi primul aspect pe care aș vrea să-l clarific. Organizația Sfânta Parascheva lucrează numai prin voluntari. Asta însemnând că toate fondurile care se strâng ajung în România, într-un fel sau altul. Toate fondurile care se strâng în organizația noastră. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l punctez este că organizația Sfânta Parascheva, făcând acest lucru de 10 ani, a consolidat o modalitate de lucru foarte eficientă și foarte transparentă. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă simplu, fiecare dolar care se strânge în organizația Sfânta Parascheva și se strânge cu trudă, nu se strânge ușor. Fiecare dolar care se strânge, el este monitorizat cu foarte mare atenție, legal, practic, pragmatic, exact, cu facturi, până când se vede implementarea lui la modul concret în site-urile în care ajunge. Adică, dacă grantul este de 1000 de dolari, poate să fie de 1000 de dolari, poate să fie de 14.000 de dolari, poate să fie de 40.000 de dolari, depinde ce donatori avem și ce posibilități financiare avem. Grantul, când pornește din accountul organizației Sfânta Parascheva spre colaboratorii noștri locali, are stabilit un target, exact un gol pentru care este trimis și acest gol trebuie să fie demonstrat de către site-ul care îl folosește, exact prin chitanțe și facturi și prin vizitele noastre pe plan local. Deci noi, să știți, stimați ascultători, că noi vizităm site-urile în mod constant. Eu merg în fiecare an, coordonatorii noștri de proiecte se deplasează și ei la fața locului la proiectele la care le au. Și ținem legătura cu proiectele în mod constant. Al treilea lucru, organizația Sfânta Parascheva lucrează numai prin parteneri locali. Asta însemnând că deja a identificat în cei 10 ani partenerii noștri locali pe care o să-i găsim pe website, pe care Lucian la un moment dat va prezenta subțind website-ul când este moment oportun, adică îl voi prezenta eu cu ajutorul lui, îl va pune în background. Și acești parteneri locali deja sunt stabiliți în comuniunea cu noi. Deci lucrăm împreună, organizațiile acestea non-profit, care poate să fie pe lângă biserica ortodoxă, pe lângă mănăstire sau pe lângă organizația copiilor paralizați din Giurgiu, de exemplu, care nu face parte din biserică sau mănăstire, sau grădinița Arlechino din Brăila, de exemplu, care iar nu este o entitate religioasă, dar voluntarii de acolo au demonstrat în timp că fac o activitate extraordinară pentru a ajuta copiii paralizați din Giurgiu sau copiii foarte amărâți de la grădinița Arlechino din Brăila, pe care doamna Perianu este coordonatoarea noastră și a apelat în urmă cu 5 ani spre ajutor la organizațiile din America. Și ne spune doamna Perianu în scrisoarea pe care o adresează și ulterior în interviurile care le are cu noi, că a scris la toată lumea din America, spune doamna Perianu. Și dintre toți cei la care am scris, a fost o singură persoană care mi-a răspuns înapoi. Aceea a fost organizația Sfânta Parascheva prin dezemnata dânsei, doamna Mariana Cuceu, care de atunci noi considerăm protector pe acest pământ, pentru că s-au plecat asupra nevoilor acestor copii. Deci partenerii noștri locali sunt cei care administrează aceste fonduri pe care dumneavoastră le donați și ei sunt responsabili de validitatea și legală și practică și etică și morală, cum vreți să o luați. Ei sunt direct responsabili de felul în care fondurile se cheltuiesc și sunt niște oameni extraordinari care, în ciuda crizei COVID care a lovit tot pământul, și știm foarte bine că România este lovită rău din toate punctele de vedere, iată că și organizația Sfânta Parascheva vine și își îmbrățișează proiectele, își întărește proiectele în aceste momente de criză. Unele au fost lovite
chiar coordonatoarea anumitor proiecte, doamna preoteasă de la Vatra Dornei, s-a îmbolnăvit foarte tare. Doamna preoteasă Iulia Negrea a avut operație de colecist și după aceea s-a îmbolnăvit cu COVID. Era să moară. Îmi scrie doamna Negrea în cursul zilei de ieri, când am trimis un grant de 3200 de dolari spre așezământul dumneaei, care oblăduiește 120 de copii în mod regulat. Vă dați seama, o femeie să aibă grijă de 120 de copii. Da, sunt lucruri extraordinare și emoționante și vă felicit pentru tot ceea ce faceți, doamnelor. Claudia, spune-mi punctual, care sunt proiectele pe care le desfășurați în acest moment și unde aveți mai mult nevoie de ajutor? Avem mai multe proiecte, nevoie sunt peste tot. Încercăm practic să venim în ajutorul cerințelor care vin din site-uri. Câteodată sunt situații cum este cea prezentă. Vă dau un exemplu la Găgești, la Părintele Marian, unde toată lumea trebuie să stea acasă, nu este mâncare pe masă. Deci încercăm să trimitem fonduri acolo ca Părintele, prin munca lui extraordinară, și a muncit neîntrerupt în ultimele săptămâni, să poată să ducă de mai multe ori mâncare la familiile nevoiașe. Trebuie să vă închipuiți că sunt familii unde sunt foarte mulți copii și doar tatăl lucrează cu ziua într-un șantier sau aici pe acolo. Ei bine, aceste familii și-au pierdut complet și acea sursă mică de venit care o aveau până acum. De aceea este imperativ ca noi să intrăm acolo și să ajutăm cu nevoile basic sau cum se spune, cele de mai bază, de, da. De bază. Deci mâncare de masă. Da, scuză-mă că te întrerup, mi-am făcut o misiune aici la Arca TV din a promova aceste inițiative sau asociații sau fundații care ajută România și înainte de a intra, toți oamenii pe care îi veți vedea aici pe Arca TV, credeți-mă, sunt niște oameni foarte transparenți, niște oameni care au ani de zile, zeci de ani de zile în spate de activități de acest gen și personal garantez pentru aceste extraordinare doamne. Vreau încă o dată să confirm ceea ce aceste doamne extraordinare spun și din această cauză l-am invitat și pe domnul Cristian Bunărașu, este cel care răspunde, nu? Sau spuneți-ne dumneavoastră ce face Cristi acolo. Bună Cristi, bine ai venit în emisiune și vă las doamnelor să-l prezentați și să vorbiți puțin despre colaborarea cu România cu Cristi. Am să-l prezint eu puțin pe Cristi. Cristi este reprezentantul și coordonatorul nostru local al proiectelor deosebite pe care le face Colegiul Sfântul Nicolae de la Iași, Colegiul de Voluntari al proiectului Sfântului Nicolae de la Iași și cu care am început să lucrăm în urmă cu 4 ani. Colaborarea de la Iași s-a concretizat în câteva proiecte extraordinar de concrete și foarte frumoase. Unul dintre ele a fost Școala Varlam, unde sponsorizăm momentan, am început cu 4 copilași care îi ținem la școală acolo și acum am ajuns la 8. După aceea am ajuns la 8, ceea ce a dublat nevoile financiare ale acestor copii, pentru că s-au duplat de la 10.000 la 20.000 pentru ca să ținem acești copilași la Școala Varlam pe un an de zile, asta acoperând și mâncărica pe care ei sărăcuții o primesc acolo și câteodată și îmbrăcămintea lor și școlarizarea. După aceea avem proiectele Papucei Sfântului Nicolae, care îi încercăm să-i susținem pe voluntari și seminariști de la Colegiul Sfântul Nicolae să continue să ducă papucei la cei de la sate care sărăcuții n-au papucei să meargă la școală și o să ne spună Cristian câți papucei au distribuit, dar și să ne spună el, din nou, organizația Sfânta Parascheva are un gol esențial, să rămânem constanți în viața acestor proiecte pentru a nu se prăbuși, dar și să-i încurajăm în același timp ca să
continue și să se organizeze și pe plan local. Și al treilea proiect extraordinar pe care o să-l rog cu contextul COVID acum, ne-am mobilizat să intrăm și noi în colaborare cu inițiativa locală a Colegiului Sfântului Nicolae și a Mitropoliei pentru a ajuta situația COVID în spitalele din Botoșani, Vatra, Vatra Dornei, Botoșani, Vatra, Vatra Piatra Neamț, Spitalul de Boli Infecțioase Iași, pentru care cu un buget concret de $30.000, care necesar este $30.000, prin acțiunea noastră deja am reușit, am anunțat să strângem $10.000 care sunt disponibili colaboratorilor noștri locali pentru a cumpăra aparatura și de asemenea au un proiect extraordinar de frumos care cere să facă kituri sanitare pentru copilașii de la sat și care să conțină săpunel și hand sanitizer și broșură care să alate copilașilor cum să se spele pe mâini, pastă de dinți, periuță. Bănuiesc că kitul ar putea fi mai extins dacă fondurile ar fi mai extinse, dar las pe Cristian să ne spună mai multe lucruri despre aceste proiecte extraordinare pe care colegiul le conduce alături de nenumărate altele, dar în asta sprijină Sfânta Parascheva acțiunilor. Mulțumim, Cristian. Mulțumesc, mă simt privilegiat să fiu aici lângă dumneavoastră și salutări tuturor urmăritorilor. Într-adevăr, sunt colaborări foarte frumoase cu Asociația Sfânta Parascheva din Chicago. Doamna Mariana neîntrerupt ne sprijină și chiar dumnea ei ne sună și ne întreabă cum suntem și dacă toate lucrurile merg așa cum ar trebui. E o colaborare frumoasă, cum am precizat și ea de câțiva ani. Și s-au strâns, Doamne ajută, s-au strâns foarte multe fapte bune. Personal am participat la nenumărate activități. Aici mă refer la cutia cu papucei pentru ei, papucei Sfântului Nicolae. Foarte mulți copilași au beneficiat de încălțăminte nou-nouță, plus alte pachete și surprize din fondurile strânse trimise din Chicago. Vă spun că nu doar mergem acolo și împărțim aceste perechi de încălțăminte, ci stăm cu copilașii respectiv o zi întreagă aproape, încercăm să creăm o relație cu aceștia și apoi ulterior revenim la ei și se bucură tot mai tare. Nu știu, să vă dau așa o stare de bucurie a unui copilaș. De exemplu, le-am dat niște ouă Kinder și ei se jucau cu ouăle Kinder ca și cu o mingiuță și neștiind cum să reacționez, i-am întrebat, dar de ce vă jucați și nu mâncați ouțul respectiv și am descoperit la 30 de km de Iași că ei nu știau ce e la un nou Kinder și vă dați seama, emoția a fost pe măsură sau un alt copilaș și-a luat papucei sau s-a ascuns în cimitirul bisericii și apoi a venit și a strigat în gura mare că îi vin papucii perfect. Sunt emoții care ne motivează și mai tare să continuăm activitatea noastră și să facem acest bine. Nu știu ce să vă mai zic legat Claudia, de... Claudia, crezi că... scuză-mă, Cristi. Vreau să vă mulțumesc la toți cei de pe ecran pentru ceea ce faceți. Și pot să dau o definiție a ceea ce faceți. Ajutați și construiți viitorul României. Copiii aceștia sunt viitorul României și vă felicit pentru asta. Scuză-mă că te-am întrerupt, Claudia. Greșesc cu ceva? Sunt cuvinte foarte mari, cuvintele care tocmai le-ai rostit. Noi știm că puținul care încercăm să-l facem, poate îl multiplică Dumnezeu și impactul care îl are fiecare dolar donat de cei care ne susțin de aici din Chicago au un impact deosebit în România. Sunt convinsă de lucrul ăsta, altfel nu am face ceea ce am face, nu am continuat munca noastră. Cât schimbăm noi viețile, cred că numai Dumnezeu știe. Îmi place să cred că le oferim o șansă. Dacă priviți la pozele care le-am postat zilele acestea pe fundraising-ul care fac eu pe Facebook, sunt poze înduieșitoare. Sunt copii care sunt plecați în cârpe, fără păpuci în picioare și care se bucură de un pachet cu mâncare. Nu cred că sunt cuvinte să exprimăm ce înseamnă pentru ei acest lucru. De aceea continui să spun donatorilor noștri că fiecare bănuț care îl donează are un impact deosebit.
Și îmi place să cred că nu doar umplem niște stomacele, îmi place să cred că acești copii se uită la noi sau la toți cei care rup din puținul care îl au și donează pentru ei și pentru mâncărică, pentru păpucei, hăinuțe, cum reușim noi să-i ajutăm. Îmi place să cred că privesc și le dă o speranță lor că există bunătate, că există oameni care vor să ajute și oameni care nu sunt indiferenți la durerea lor. Este foarte important, da, este foarte important ceea ce spuneți voi și vroiam doar să arăt pe ecran, cu siguranță telespectatorii vor intra pe website-ul vostru spcharity.org, spcharity.org. Dacă vrei, Mariana, să ne spui puțin din ceea ce vedem noi aici. Da, completând la ceea ce a spus Claudia, iată că am început un dialog cu public, cu copiii, în care copiii și familiile au scris niște scrisori și acelea le vedeți în partea stângă, letters, și pe Facebook-ul organizației Sfânta Parascheva, vedeți aceste letters, sunt 7 în total care noi le-am publicat, sunt de la copiii care au beneficiat de ajutorul nostru și care, sau părinților, unii sunt foarte micuți sau n-au știut să scrie și părinții au scris în numele lor. O să vă invităm să citiți acest dialog pe care îl avem cu copiii și în care copiii și-au exprimat cum văd ei percepția ajutorului care îl primesc. După aceea, în partea dreaptă, aveți Facebook-ul nostru, acolo avem publicate fundraising-urile care le avem. Într-un, așa cum a spus Lucian la început, noi mai mult făceam lucrurile în umbră, ca să spunem așa, dar ne dăm seama că viața se schimbă și lumea trece mai mult pe plan virtual și trebuie să ne adaptăm și noi la noile condiții și suntem convinși, și spuneam într-o notă personală lui Cristian, suntem convinși că Sfânta Parascheva ne va ajuta și ne va îndruma în plan virtual, în același fel în care ne-a ajutat și ne-a îndrumat în fundraising-urile noastre pe care le-am făcut live până acum, pentru că în principiu așa am strâns bănuții și așa ne-am clădit, practic așa ne-am consolidat modalitatea de lucru. Acolo pe website totul este transparent, deci aveți rapoartele de activitate în fiecare an făcute cu mare grijă și în mare detaliu, care arată exact câți bani s-au strâns, unde au mers acești bani, arată câți copii au ajutat cu acești bani, câți copii au fost ajutați. Aveți broșura nouă a organizației care arată pe scurt, succintă, cele 17 proiecte active care le avem în mod curent la ora actuală, dintre care aș vrea să punctez un proiect extraordinar pe care, cu care ne mândrim cu toate, ca să spunem așa, dar acest proiect, indiferent ce se va întâmpla, va rămâne în urma noastră. Este vorba despre orfelinatul de la Sfânt Onufrie, unde am reușit să construim din cele 4 case familiale cu fondurile strânse prin donatorii noștri în organizația Sfânta Parascheva, o casă familială dintre cele 4 a fost fondate prin bunătatea donatorilor noștri ai organizației și iată că această casă i s-a atribuit numele de Sfânta Parascheva, pentru că organizația Sfânta Parascheva are acolo, prin suportul ei financiar, a reușit să susțină construirea acestei case. Acolo deja sunt 10 copii orfani. Este prima casă populată cu copii. Avem deja 10 copii orfani. Pentru acești copii orfani avem nevoie de $500 pe lună pentru fiecare copilaș, ca să-i întreținem. Și ne-am dorit foarte mult să ajutăm orfelinatul să pornească. Ei mai au nevoie de construcție acolo, de terminarea casei administrative. Costurile încă continuă și nevoile sunt mari financiare. Am vrea în primii ani să ajutăm orfelinatul ca să poată să meargă mai departe cu întreținerea copilașilor și să nu blocheze finalizarea construcției în partea de așezământ Florești, care își propune și viziunea ei este nu numai de a ajuta cei până la 80 de copii care vor putea fi adăpostiți în acele case familiale orfani, dar de asemenea își propune să devină un punct
social în care peste 500 de copii vor putea fi hrăniți în cantina care se clădește acolo, copiii sărași din zonele respective. Deci este o lucrare extraordinară care, de asemenea, la Vatra Dornei avem preoteasa Iulia Negrea, care se ocupă de 120 de copii. L-avem pe Părintele Tănase, la Valea Plopului, care cred că multă lume știe, 187 de copii are acolo și 300 în total ajută. Deci este monumental. Avem copilașii de la Iași, care prin Colegiul Sfântul Nicolae, prin care încercăm, am renovat împreună cu Colegiul Sfântul Nicolae o școală. Școala de la Piscurusului, da? Școala copilașilor, care erau toate ca după război, era tot acolo. Am renovat școala copiilor. Am construit casă, am construit împreună cu eforturile colegiului de la Sfântul Nicolae casa la 5 copii care a ars, da? Colegiul Sfântul Nicolae Cristian a fost direct implicat. Noi am intervenit în construcția ultimei faze, da, Cristian? Acoperișului și parcul mobila interioară, fără mobila interioară și fără acoperiș nu se putea acoperi. Este extraordinar, Mariana, ceea ce faceți este extraordinar și vă promit, știu că sunt extraordinar de multe lucruri de spus, activitatea voastră este impresionantă. Recomand tuturor românilor astăzi în Sfânta Zi de Paști să intre pe website-ul asociației sepecharity.org și să doneze cât pot din suflet pentru acești copii, pentru, repet, viitorul României. În încheiere, doamnelor, spuneți-mi dacă aveți vreun mesaj și ceva important de transmis. O să încep cu Claudia, te rog. Profit de ocazie ca să mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături de-a lungul anilor. Și mă refer la donatori, mă refer la cei care ne-au ajutat cu muncă fizică în toate proiectele care le-am susținut aici în Chicago ca să putem ajuta pe cei din România. Tuturor care ne-au susținut cu o vorbă bună și le dorim ca bunul Dumnezeu să le înzecească efortul și străduința. Le doresc tuturor un Paște Sfânt binecuvântat și îi invităm să ne fie alături. Le promitem că noi vom pune suflet în tot ceea ce facem și vom încerca să atingem cât mai mulți copilași și cât mai multe sufletele acolo în țărișoara noastră, România. Mulțumim mult din suflet, Claudia, îți mulțumesc. Cristi! Și eu vreau să mulțumesc tuturor celor care se implică și cu inima bună. Transmit un gând din suflet și așa am simțit și eu și am reacționat și eu de fiecare dată. Dacă cumva îți vine un gând bun, niciodată să nu-l lași acolo, ci să-i dai drumul să lucreze. Hristos a înviat și Iisus inima. Adevărat a înviat. Mariana! Vreau să mulțumesc alături de Claudia și voluntarilor noștri din România care se implică cu mult suflet în acțiunile astea. Fără ei lucrurile nu s-ar putea duce la bun sfârșit. Fără implicația voluntarilor din România și fără dorința lor de a produce o schimbare, este dorința noastră de a produce o schimbare, de a vedea lucrurile înspre bine și ei doresc la fel. Cred că trebuie să ne unim încă o dată. Fac un, poate în calitate de lider al organizației Sfânta Parascheva, cred că este un moment foarte critic și oportun în care noi împreună, dacă Lucian ne oferă spațiul acesta extraordinar și cred că este un spațiu foarte prielnic, în care noi am putea să ne unim eforturile cu toții împreună și chiar să facem un consorțium în care să analizăm fiecare unde ajutăm, ce putem ajuta, cum putem ajuta, care este potențialul. Da, cred că impactul ar fi uriaș, impactul ar fi uriaș și cred că lucrurile s-ar rezolva în câteva zile, dacă punem toți umărul și identificăm fiecare inițiativă în parte, fiecare proiect care poate ajuta, nu știu. Nu vreau să deschid discuția, dar... Dintre noi ne cunoaștem foarte bine. Eu cu Mihai îl cunosc foarte bine, ne cunoaștem de ani de zile. Mihai a sprijinit proiectele organizației Sfânta Parascheva permanent. El este
Un exemplu, unul dintre exemplele, Romanian United Fund s-a lansat în ultimul an și a produs un impact miraculos. De asemenea, după aceea este proiectul Magic House din România, care face lucruri, Magic Camp, Magic House, care face lucruri fenomenale. Dintre cei pe care îi cunosc eu, îi cunosc personal, sunt oameni extraordinari și care, care dacă, probabil că începând noi trebuie să discutăm cum am putea, tu, Luciane, îi cunoști și pe alții din alte părți, ai putea să-i da, inviți sigur, și pe sigur, alții. O să fie prezenți în emisiunea viitoare și cei din Australia, o bună prietenă a Arca TV, Ramona Martinovici, care la fel este implicată în proiecte sociale. În Europa la fel, știu că sunt foarte multe asociații și aici în Canada și în Statele Unite. Promit, Mariana, promit să iau legătura cu toți și să încercăm să închegăm acel consorțiu care, cred eu, ne va scoate la liman. Suntem foarte puternici și cred că împreună vom fi și mai puternici. Dumnezeu să ne întărească! Hristos a înviat tuturor, iar lumina învierii să coboare în sufletele noastre ale tuturor, să ne întărească și să putem să rămânem raze de soare în continuare în viața tuturor celora în care ne putem implica și pe care putem să îi atingem prin aceste lucruri și fapte bune pe care cei care le fac, le fac din suflet. Corect, absolut corect. Nu am făcut absolut nimic din eu personal, voi, din vreun interes. Suntem aici să promovăm românii și să arătăm că puterea exemplului poate funcționa. Dacă noi, prin ceea ce facem și ceea ce intenționăm să facem, atingem un om să facă și el ceva în plus, este extraordinar. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți. Sunt un aliat al vostru. Ținem legătura. Mulțumesc, Claudia. Luciana, am o rugăminte audienței, dacă ar putea, pentru că noi nu am prea fost activ în virtual space până acum. Am rugat audiența dacă pot intra pe spațiul nostru de Facebook, să urmărească postările și să ne dea like-uri pe spațiul nostru Saint Paraschev Orthodox Charity de Facebook, ca să putem să clădim vizibilitate, întrucât noi nu prea am fost activi pe Facebook până acum. Știu, din păcate, și este momentul să fiți. Eu sunt aici să vă sprijin în tot ceea ce vreți să întreprindeți. Deci, repet, căutați Saint, mai spune o dată, te rog. Saint Paraschev Orthodox Charity. Și website-ul încă o dată? www.spcharity.org. Intrați acolo, dragi români, ajutați, era să spun, să le ajutez pe aceste două doamne. Nu, ajutați viitorul României să funcționeze și să fie mai bun. Mulțumesc din suflet, ținem legătura și cu siguranță veți avea un loc întotdeauna special în inima mea și în această emisiune oricând. La revedere! Mulțumim, la revedere!